Unul dintre cei mai importanți lideri ai PPDD a fost prezent joi după amiază la Piatra Neamț la o întâlnire în activul de partid din județ. Peste 150 de consilieri locali și județeni, șefi de organizații sau alți membri marcanți ai organizației județene s-au întâlnit cu cel care este și secretar în guvernul Ponta. Din punct de vedere politic, pentru mine Neamțul este a doua casă. Știți foarte bine că m-am legat sufletește de județul Neamț, având în vedere candidatura mea în decembrie 2012, revin cu aceeași plăcere. Vom face o analiză a activității care s-a desfășurat atât în preajma alegerilor europarlamentare, scrutin care nu ne-a mulțumit ca și rezultat, dar astăzi suntem în principal pentru a pregăti alegerile prezidențiale și sperăm în acest context la un rezultat care a propulsat PPDD-ul pe un loc fruntaș pe scena politică din România, sens în care Dan Diaconescu cred că va obține peste 10% la alegerile prezidențiale. La întâlnire, nemțenii din Partidul Poporului Dan Diaconescu au abordat diverse subiecte locale sau de strategie electorală în perspectiva alegerilor prezidențiale care vor avea loc în noiembrie. Arma pe care PPDD o folosește în alegerile din noiembrie deja nu mai este secretă. Este vorba de Dan Diaconescu pe microecran. Știți foarte bine că la alegerile europarlamentare ne-a lipsit Dan Diaconescu și OTV-ul. Acum, după cum toți românii s-au familiarizat, Dan Diaconescu emite pe frecvența RTV-ului după ora 23-24, sens în care eu cred că acesta este plusul care ne-a lipsit europarlamentare și este atul care ne va duce la scurul pe care l-aștept. Liviu Neagu a ținut să sublinieze că, deși este oltean la origine, vine în Neamț cu plăcere ori de câte ori are ocazia. La alegerile parlamentare din anul 2012, secretarul general al PPDD a candidat pe Colegiul 8 Neamț-Valea Muntelui și doar câteva sute de voturi i-au lipsit pentru a ajunge deputat.